Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața într-o zi de marți 13. Ce să mă, și februarie. Deci marți 13 februarie, dă dimineață, decât 7 trecute fix. O zi recoroasă, cumva, de dimineață. O zi în care atât temperatura pe care o arată termometrele, cât și cea resimțită, este decât la fel. Adică nu adie vântul, nu avem umiditate foarte mare. Adică din asta așa, mai ca să poată fi resimțită mai bine. În sensul că la Suceava, Fălticeni, Rădăuți, temperatura e undeva în jur de minus 3, minus 4 grade, așa de dimineceoară. Resimțită, cum spuneam, la fel. O zi cu soare, cu norișori. O zi care se mai încălzește, pe parcursul zilei se mai încălzește un pic, cu temperatura ajunge undeva pe la 0, 1 grad, poate. Dar se mai răcește pe timp de noapte undeva în jur de minus 5, minus 6 grade. Nu sunt precipitații pe astăzi, se pare că de mâine s-ar putea să avem ceva precipitații. Ploaie, lapoviță, depinde de la zonă la zonă, se transformă și în soare în zonele mai înalte, mâine și poi mâine, cele două zile în care s-ar putea să avem precipitații. La Câmpul Lung Moldovenesc și la Vatra Dornei lucrurile s-au mai răcit un picuț, evident în sensul vremii și poate și al vremurilor, dar vorbim îndată și de ele. De dimineață minus 7 grade, arată termometrul, tot minus 7, temperatura resimțită, nu adie vântul. O zi astăzi, la fel, cu o maximă în jur de 0 grade, poate și chiar plus 1 grad. Și o minimă pe noapte, undeva pe la minus 4, minus 5 grade. Soare astăzi, dar și nori și în zona noastră de munte și, bineînțeles, fără precipitații. Spuneam precipitațiile de mâine. Temperaturile sunt bune, eu știu, poate se mai răcește un picuț în perioada care urmează, dar în aceeași măsură se mai și încălzește. E 13 și februarie, într-o zi de marți, o zi de marți în care avem de discutat despre vremuri, pentru că vremurile, dragii mei, sunt din ce în ce mai întunecate. Intrăm în partea întunecată, să spunem așa, a Românistanului, a Românicăi, prin tot ceea ce se întâmplă și se întâmplă, din păcate. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Da. Se întâmplă și se întâmplă, e ceva, deci n-ai văzut. În România trebuie să tragem concluzia că toți cei care sunt cinstiți, se-și văd de treabă și, și nu fură, au un statut aparte, sunt proști, fraieri, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, ceilalți, și nu sunt mulți, dar sunt suficienți, care fură și fură pe derup pământul, bineînțeles, sunt urgisiți, fuge toată lumea după ei, sunt, cum să le spunem noi, sunt asupriți, ochiul vigilent al legii nu-i lasă să-și ducă viața tehnită cu milioanele pe care le-au furat și atunci ochiul vigilent trebuie evident scos afară și legea nu trebuie și nu este egală pentru toți, nu trebuie să triumfe legea, trebuie să triumfe hoția, pentru că asta e România. Bă, ce mi-a ieșit de dimineață, nu? Da, foarte, din păcate. Așa, nu? Cursiv chiar, deci, la modul ăsta. Am o problemă, în sensul că de ceva timp am schimbat canalul. Pentru confortul meu psihic, seara schimb canalul. Asta este. Motiv pentru care recunosc că în ultima perioadă n-am mai fost la zi cu desfășurarea planului, ca să mă exprim așa. Iar citită informația după post-eveniment, deci momentul în care dai deoparte balastul și zona emoțională care se creează la televizor, ai mari șanse să vezi sau să fii mai aproape de realitatea momentului. Și moșul nu vine să crede. Deci, noi trăim într-o țară în care, într-adevăr, nu președintele cel mai important partid politic, președintele Camerei Deputaților, este condamnat penal. În timpul executării nu are nicio problemă să-și exercite funcțiile și la partid și demnitatea în stat. Mai mult, are și libertatea de a modifica legislația astfel încât istoricul său juridic să fie modificat în favoarea dumnealui. Da. Și nu avem absolut nicio problemă. Avem un președinte de senat
președintele celui al doilea partid din coaliția de guvernare. Și al doilea om în stat. Și al doilea om în stat, da, președintele Senatului. Om care a făcut cărare la instituțiile de cercetare penală din România. Nu știu, este vinovat sau nu, asta urmează să vedea. Dar cel puțin în spațiu public, asupra dumnealui planează suspiciuni, ca să le spunem deja clasice, rezonabile. Da? Cu privire la fapte care ar fi incompatibile, măcar moral, cu funcțiile pe care le ocupă. Nu e nicio problemă, dumnealui vine și participă la modificarea legislației penale. Ne spune de la sine putere care este drumul României din punctul de vedere al politicii externe. Vine și ne dă lecții despre cum ar trebui să fie sistemul juridic în România, despre care ar trebui să fie privilegiile, chiar ăsta este termenul, demnitarilor, dar ne explică absolut fără nicio rușine, nu să mai vorbim de alte gesturi de onoare, despre cum ar vedea el sistemul juridic în România, astfel încât nu să nu umflăm balonul prea tare. Vă amintiți expresia asta? Da, da, da. O fi corupție în România, dar nu-i păcat să umflăm balonul prea tare? Spunea domnul Tăriceanu. Ei, în aceste condiții în care doi din cei trei oameni importanți din stat au un asemenea statut, să vezi la televizor cum persoane cercetate, persoane dovedite în unele cazuri cu probleme penale vin și sub protecția, dacă doriți, a unui stat străin. Pentru că domnul Ghiță este protejat în momentul de față de legislația din Serbia. Nu? Sub această protecție a unui stat străin, da. Da. Vii și fără absolut nicio problemă în relațiile cu instituțiile statului român care ar trebui să protejeze măcar sistemul juridic din România, dacă nu alte interese ale României. Am înțeles că a venit frumos la televizor și a explicat cum este el oropsit. Nu? Asta da. E, nu? Cum da. Este vânat oropsit. De justiția din România. Doamne, iartă-mă, dar chiar mi-ar place termenul ăsta. Chiar oameni ca Ghiță, dacă într-adevăr e vinovat de ceea ce se presupune că e vinovat, chiar trebuie vânați. De adevăratele. De justiția din România. Da, prinși, pedepsiți, da? Și recupera prejudiciu. Asta ar trebui să facă justiția din România. Da? Ori noi asistăm la tot felul de telenovele care cresc mai mult sau mai puțin audiența unor posturi de televiziune, dar care, în multe țări, ar fi scenarii penale. În multe țări. Dar nu e așa? Noi avem o justiție care funcționează și lucrurile se întâmplă cum se întâmplă. Am mai spus-o, îmi cer scuze și închei. Am mai spus-o, da, se simte nevoia modificării într-un fel sau altul a sistemului juridic din România. De ce? Pentru că le-au permis acestor persoane să acumuleze cât au acumulat și să ajungă unde au ajuns. Asta este marea problemă a justiției în România. Ori că un procuror sau altul a avut curajul, vă gândiți, vă puteți imagina acest lucru, a avut curajul un procuror să se ia de un politruc. Da. Da. Vai, vai, vai. O întreagă familie la Ploiești, o întreagă familie, familia Cosma, despre ea vorbim, tata a fost președinte de Consiliul Județean, băiatul a fost deputat, la fel și fata, toți într-un act de acolo a pornit toată, un ultimul scandal, să spunem așa, pentru că scandaluri au mai fost, dar ăsta este ultimul scandal. Toți implicați în furtul banului public, evident, pe de o parte, pe de cealaltă parte, nemulțumiți de faptul că au fost prinși și, bineînțeles, trebuie să meargă la pușcărie. Și au început să pună tot felul de scenarii care sunt, evident, descusute și așa mai departe de către băieții lui Ghiță de la RTV și, bineînțeles, al lui Voiculescu de la Autostrada 3. Toți băieții ăștia care se pricep foarte tare vin și povestesc cum, de fapt, în România suntem noi proști, că nu vedem, dar circulăm pe autostrăzi, avem o economie solidă, avem un leu solid, avem salarii
care nu sunt, cum să spun, atacate de inflație. Avem tot ceea ce practic ni se întâmplă în lumea reală, ei ne povestesc că de fapt nu se întâmplă. Și noi suntem niște dobitoci pentru că nu vedem. Și Gâdea, Badea, Ciutacu și compania de acolo, bineînțeles că le spun povestea asta. Evident, pe mulți bani, ei sunt băieții care câștigă 10.000 de euro vânzându-ne nouă tot felul de scenarii, cum spuneam, care le convin băieților, care le asigură salariile, veniturile și altceva, nu mai contează. Spuneam, o familie întreagă de oameni care au furat și care acum se plâng că merg la pușcărie. Toți trei. Tata are 8 anișori, nu sunt încă în zona definitivă. Băiatul 5, are și fatra, nu știu, vreo 4 sau ceva de genul ăsta. Adică toată lumea din familie a fost răsprătită și a început scandalul. Dar ca să fim totuși într-o țară unde noaptea minții funcționează și funcționează fantastic și noi generic vorbim, punem botul, am văzut ieri o declarație a Vioricăi. Viorica povestește despre consilierul ei de stat, fata asta de la Videle, despre consilierul ei de stat, pe numele lui decât de Vâlcov, Darius Vâlcov, care a fost condamnat, e adevărat, o sentință nu rămasă definitivă, la 8 ani de închisoare pentru că a băgat mâna în buzunarul cetățeanului, al dumneavoastră, și al nostru, și al meu, și al tuturor celor din România, că de acolo au venit bani, nu din altă parte. Ne-a furat cu sume impresionante. Cu sume impresionante. Și pentru asta, chiar dacă cei de la DNA, evident răi de la DNA, care se iau de oameni cinstiți, cu ghilimele de rigoare, evident ca Vâlcov, Ghiță, Voiculescu și compania Cosma și toți cei ăștia, oamenii ăștia vin și ne dau nouă lecții de morală. Au furat, au rupt și vin și ne dau nouă lecții de morală. Am văzut-o ieri, spuneam pe Viorica, premierul României, spunea despre acest personaj, despre Vâlcov, că nu-l va da afară. Este consilierul de stat, sfătuitorul doamnei premier Dăncilă, pe probleme economice. Face politica economică a României. Și este condamnat pentru că a băgat mâna și a furat din economia României. Consilierul nu va fi schimbat din funcție, nu va fi dat afară, pentru că ea nu-și părăsește, spunea doamna, colegii atunci când, atunci când e la greu. Păi doamnă, să înțelegem că ați operat împreună? Trebuie și eu, ca să zic cum e povestea asta, colegii care nu pot fi lăsați la greu. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte, președintele Camerei Deputaților, cel care spunea despre Vâlcov că este un tip excepțional, bineînțeles. Cred că a predat cursuri de furtișag. Cum să faci ca să nu fii prins? Cu toate că a fost prins și el și ceilalți. Mai ales când e vorba de voturi. Sau și când e vorba de voturi. Deci spunea Dragnea ceva de genul ieri. Luați-l, mă, împușcați-l, mă! Faceți-vă, împușcați-l, că asta e probabil ceea ce așteptați. Nu așteaptă nimeni așa ceva. Așteptăm doar ca legea să fie la fel pentru toți și toți cei care au făcut matrapazlăcuri să plătească și nu să fugă din țara asta, așa cum a făcut-o Mazăre, așa cum a făcut-o Bica, așa cum a făcut-o Elena Udrea, așa cum a făcut-o Sebastian Ghiță, să stea aici, așa cum se pare că a făcut-o și, cel puțin asta spun sursele, că a făcut-o și ăsta micul al lui Cosma, Vlad Cosma, că și el ar fi șters-o pe undeva plecat, pentru că pe 19 februarie se așteaptă sentința definitivă în cazul lui. Deci cam ăștia suntem. Și ei de acolo clămpănești și ne vând nouă chestii de genul, băi, deci în țara asta băieții ăștia care vor binele României și a românilor sunt persecutați. Care bine, mă? V-ați întrebat banii ăștia pe care îi furau ei și i-au furat ei și vor fura ei în continuare, ce s-ar fi putut întâmpla în țara asta? V-ați întrebat vreodată de ce în țări precum Bulgaria, numărul de kilometri de autostradă e mult mai mare ca la noi, în condițiile în care Bulgaria este o țară care are vreo 6 milioane, Ungaria au mii de kilometri de autostradă, o țărișoară de 6 milioane, și noi vorbim de chestii, legate de teritorii, teritoriale și așa mai departe, că vor să ne ia, că nu vor să ne ia, că le trebuie și așa mai departe, în condițiile în care noi suntem o țară, în care, o țară, suntem într-o Europa în care granițele au dispărut.
Vă dați seama de penibilă situație în care suntem noi? Suntem înconjurați Polonia! Ca să vorbim doar din țările astea care au fost odinioară pe la Vișegrad, sau cum se chema povestea aia, la Varșovia, tratatul de la Varșovia. Da? A plecat Glonte. Și noi am rămas de căruță. De ce? E simplu, pentru că băieții ăștia au furat, de-au rupt. Și acum plâng și modifică legi și legislații cu ajutorul nostru, sub oblăduirea noastră, ca să-și facă viața așa cum vor ei, să poată bucura. Și ce suntem noi? Din păcate. Într-un fel, reacția lor este de așteptat. Deci noi încep să nu-i mai judec pe ei. Reacția lor este de așteptat. Vă dați seama, se simt victime, proști. Proștii care trebuie să plătească pentru, nu? Într-o țară în care toată lumea fură, doar noi suntem proștii care trebuie să plătim pentru toată lumea. Care cam, au fost prinși. Da, cam asta e, acesta este modul de gândire al lor și atunci facem absolut tot ce este posibil pentru a scăpa. În asemenea situație suntem acum. Da, abia acum vedem dacă într-adevăr în România avem instituții sănătoase care pot să lupte inclusiv cu persoane care au probleme penale la acest nivel. Da, iar presiunea care se pune în acest moment pe instituții este fantastică, tocmai pentru că de la cel mai înalt nivel apar problemele. Da? Acum, partea cealaltă, gradul de simpatie pe care personaje angrenate în acest moment în lupta cu justiția, pentru că este o luptă cu justiția în final, o beneficiază. O sprijin venit din partea unei categorii care empatizează mai degrabă cu cel care are senzația de forță, că îi se pare lui că e mai puternic. Cu cine mergem? Cu cel mai tare? Cu cine ținem? Cu echipa cea mai bună, nu? Cea mai bună sau cea care câștigă? Cea care câștigă. Corect. Da? Ori în ultimul an, nouă Dragnea ne-a demonstrat că el este câștigătorul. Da, el a câștigat toate războaiele pe care le-a avut, și politice și de altă natură, chiar și juridice. Nu, nu el a fost cel care a cărui proces a fost întors pe fond în prima instanță pentru că nu știu ce judecătoare s-a pensionat. Ați mai auzit în România de o asemenea procedură? Ei bine, domnul Dragnea a reușit acest lucru. Apărarea juridică a domnului Dragnea a putut determina un astfel de deznodământ. Da. Da, când toată lumea se aștepta la finalizarea cu executare, nu, a unui proces, o simplă pensionare a destabilizat un întreg proces. Vă gândiți cam în ce țară, cum arată sistemul de justiție în România în momentul de față? Deci, pur și simplu, prin pensionare, tot sistemul de justiție, în cazul Dragnea, stătea într-o doamnă pensionară. Dacă s-a pensionat doamna... S-a terminat. S-a terminat. Dragnea este nevinovat. Adio, dreptate. Deci, din punctul meu de vedere, Dragnea a demonstrat că are la degetul mic justiția din România, că, de fapt, statul paralel se învârte în jurul dumnealui. El este principalul. Deci, eu spun, nu știu dacă el a făcut sau nu, dar este principalul beneficiar. Hai. Da? Nu știu dacă el a fost cel care... Nu am nicio probă să spun sau să afirm că dumnealui a făcut ceva sau nu a făcut altceva. Dar nu pot să nu văd că dumnealui este principalul vinovat, asta, principalul beneficiar. Ca și prietenii, ca și apropiații dumnealui. E adevărat că în ultima vreme sunt tot mai puțini cei care au avut curajul să mai rămână în România. Nu vezi exemple, da, gen Mazăre, Ghiță, etică. Nu sunt numai Bica, am înțeles că prietenii intime chiar la un moment dat legau anumite personaje din jurul dumnealui și așa mai departe, care au trebuit să plece. Da? Odată, bătăliile juridice le-a câștigat, deci este cel mai puternic, nu? Mergem cu cel mai puternic, cel care câștigă. În partid le-a demonstrat tuturor celor de acolo că este mai abil decât toți cei din PSD de până acum. E adevărat că persoanele influente din PSD în momentul de față au cam aceleași probleme ca și dumnealui și aceleași interese ca și dumnealui, și atunci sprijinul din acest punct de vedere a fost unul necondiționat. Dar nici nu mai contează. Ideea e că cealaltă tabără din PSD sau celelalte tabere din PSD n-au avut nicio șansă și au fost provocate suficiente crize în PSD în care să vedem exact de ce sprijin beneficiază domnul Dragnea. Deci, domnul Dragnea beneficiază de sprijin și din PSD, dar și din spațiul public. Pentru că, așa cum spuneam, este cel care câștigă. Acum, tipul ăsta de analiză ne duce într-o singură zonă. La nivelul educației persoanelor care empatizează cu astfel de situații. Și am ascultat zilele trecute
o analiză făcută despre modificările fiscale din România și impactul avut asupra populației, plecând de la promisiunile elementare, vrem creștere de salarii și de pensii, raportată la nivelul de educație economică a României în general, nu doar a celor care au reacționat la tipul ăsta de promisiune. Și explicația dată era una extrem de simplă și într-o încercare de a fi pe înțelesul tuturor. Și spuneau așa, cei care analizau. Pentru a vedea, știu eu, imaginea bugetului de stat, să ne imaginăm că avem o sumă, oricât de mare sau oricât de mică, o sumă. Aia e suma pe care o are statul într-un an. În momentul în care unii cer salarii mai mari și li se dă, automat se ia de la alții și li se dă lor. Deci în momentul în care cereți pensii și salarii, indicați ce categorii sociale trebuie să beneficieze de scăderi de salarii și de pensii. Pentru că fondul de pensii și fondul de salarii este în cel mai bun caz același. Că nu s-a întâmplat nimic să crească. Da? Și de asta le spunea, vreți salarii mai mari? Ok. Dar spuneți, cui le scădeți? Acum, le-ai dat celor din primărie. Ok, de la cine ai scăzut? Ai scăzut de la profesori, ai scăzut, nu știu, de la tot ce înseamnă personal auxiliar și așa mai departe. Au scăzut în primul rând din dezvoltarea României, Florin. De acolo au scăzut toți banii. Ca să nu spună... De acolo au plecat toți banii. Noi am ajuns în situația și mai gravă. Asta era explicația pentru cei care au o educație minimă economică sau nu. Au fost cei care au reacționat imediat la avem salarii și pensii. Da? Pentru că dacă venim într-o analiză mult mai detaliată, vom afla că România sub PSD nu are nici măcar bugetele de care au beneficiat celelalte guverne și au fost obligate să completeze bugetele pentru salarii și pensii din dezvoltare. Și mai grav. Tocmai. Da? Nu numai că n-am așteptat la mulți vaca. Noi am vândut-o, am amanetat-o și am de mult pe ea pe vacă. Și acum toată lumea stă cu cana întinsă la... Unde la... mai pui că nici banii aia n-au ajuns și am mai împrumutat alți bani de pe piața liberă, de pe la, la băncile comerciale, am împrumutat bani ca să putem susține tot ceea ce îi ține pe ei acolo sus la putere. Discutăm despre lucruri care se întâmplă în România. Ne abat atenția publică. Stăm concentrați așa în fața televizorului, cu telecomanda în mână, ca nu cumva cineva să vină să ne schimbe postul. Și ne uităm acolo cum vin și ne explică băieții cât de fapt de fraieri suntem și nu vedem cât de orbi suntem și au mare dreptate. Când nu vedem câte lucruri extraordinare ne se întâmplă. Cât suntem noi de orbi pentru că nu suntem solidari. Cei care nu suntem solidari cu hoții, cu cei care au devalizat practic România asta și cât suntem noi practic de orbi și cât sunt ei de deștepți pentru că ne-au deschis practic, ochii. Ăștia suntem noi. Din păcate, ei se mișcă acolo și fac tot ceea ce vor ei pentru că noi le permitem. Uitați-vă la România ultimul ultimilor ani. Uitați-vă la Suceava. Uitați-vă la Botoșani, la Neamț. Uitați-vă fără să și comenta. Uitați-vă doar. Să vedeți ce s-a întâmplat sau dacă s-a întâmplat ceva bun. Ați pus vreodată întrebare de ce în toți anii ăștia în care băieții ăștia ne-au furat cât au vrut ei. Nu s-a dezvoltat România pentru că n-a avut cu ce. Resursele sunt la ei, nu la noi. La noi vorbim generic, la noi România. Resursele financiare sunt la ei. Ați încercat vreodată să adunați un picuț din ce au furat toți băieții ăștia, începând cu Voiculescu, începând cu Ghiță, începând cu Năstase, cu toți, cu Hrebenciuci, cu toți. Să vedeți cât de mult au furat. Cât înseamnă asta și că banii n-au fost niciodată recuperați. Ați încercat vreodată să faceți o socoteală să vedeți că sumele pe care ei le-au furat depășesc bugetul, PIB-ul, bugetul României pe câțiva ani buni. Și toate astea se văd. N-am reușit să facem nimic în Suceava, n-au apărut drumuri noi. Am peticit ce am avut, căile de acces, mare parte din ele sunt de la Ștefan cel Mare. Unele asfaltate, adevărat. Dar atât. Mai tot ce a făcut pe vremuri Ceașcă, cam așa a rămas. Dacă s-au mai întâmplat construcții, s-au întâmplat în zona publică, în zona privată, să se întâmple câte ceva, pentru că zona publică, vai de amarul ei.
nu s-a făcut nimic. De ce? Pentru că nu pridedeau băieții să bage bani în buzurare. Băieții care astăzi ne povestesc că ei, de fapt, n-au făcut nimic grav și că ar trebui lăsați să-și toace banii și, pe care i-au halit, evident, din bugetele publice pe acolo pe unde au fost și că ei sunt nevinovați și că probabil ar trebui să fie petrecuți în tot felul de... în catedrala neamului de-a stânga și de-a dreapta intrării și ca de câte ori noi intrăm, vom intra în așa ceva să avem cui să ne închinăm pentru binefacerile cu ghilimele de gărigoare pe care le-au făcut. Ăștia suntem noi și ăstea sunt ei. Și o poveste care va continua și va continua pentru că asaltul vine de acolo, vine pe media și nu discută despre nimic altceva decât despre ce, cât de buni sunt ei și cât de fraieri suntem noi. Și la partea cu fraierii au dreptate, pentru că suntem cu adevărat. Am văzut poliție politică, povestește Dragnea și spune, are el senzația că este o poliție politică. Este poliție politică. Toți cei care nu sunt cu tine sunt împotriva ta. Asta este poliție politică. Dar nu așa cum o vede Dragnea, ci așa ce se întâmplă cu adevărat. Este o poliție politică, este o prigoană și justiția trebuie decredibilizată, destabilizată, să piardă lumea încrederea în justiție și să se spună ceva de genul de acolo e o vendetă politică, nu e niciun fel de vendetă. Băieții au furat și trebuie să plătească, e simplu ca bună ziua. Ar trebui doar să vă gândiți așa un picuț cum cei care comit tot felul de coțcării din vari motive și poate motivate tot de ce se întâmplă în zona politică, motivat de venituri și de necaz, ajung să fure, nu știu, găini, rațe, habar n-am, tot felul de prostioare și ei ajung la pușcărie pe repede înainte și băieți precum Dragnea nu merg la pușcărie, nu poate să facă ceva cu executare pentru că s-a pensionat judecătoare. Sau inventează tot felul de tertipuri pentru ca să nu fie, să nu meargă. Oceți aminte Voiculescu cum intra și ieșea din Parlament cu ajutorul nostru, evident. Doar ca să beneficieze de o lacună a sistemului juridic. Dreptate? Dreptatea ar fi trebuit să fie egală, la fel și justiția egală pentru toți. Numai că nu e egală pentru toți. Băieții ăștia se feresc ca dracu de tămâie, ca să nu intre cumva la pușcărie și evident să nu scape puterea. Până și pușcăria ar face-o. Banii sunt marea lor problemă. Nu cumva să le ia cineva banii. Dar cui au fost luați banii în România? Voiculescu trebuia și trebuie în continuare să dea o coșărcuță bine de bani. Și el participă la dezbateri literare. El omul care a devalizat și care a dus și el, a pus umărul ca România să fie acum unde este. Asta e România. Din păcate. Și o să vedeți că lucrurile nu se vor schimba nici măcar în anul de grație 2018, nici în 2019, nici în 2020. Vom pune botul și iar vom pune botul și ei vor face ce vor. De ce? Pentru că așa suntem învățați noi. Dăm și mie ceva. Și dacă tot e să dăm, dau și eu. Publicitate. Revenim.